Există o mulțime de trucuri utile care îți pot ușura viața. Dar cum rămâne cu noi doamnele? Ei bine, iată că există numeroase trucuri feminine care ne pot ajuta foarte mult. Doar că există o linie subțire între subtilitate și ridicol. Oh, înțelegi ce vreau să zic? Fiecare fată știe că atunci când se pregătește să înceapă o nouă zi, felul în care își aranjează părul este una dintre primele provocări. În regulă, hai să-l ondulăm, ce zici? Începi cu partea din față? Bravo, Amy! Oare ar trebui să mă îmbrac cu rochia aia nouă azi? Ups! Se pare că părul lui Amy a fost aranjat direct de curentul electric. Amy, părul tău e... E ok, Amy. Trebuie să putem repara asta cumva? Crezi că șoseta asta veche mă poate ajuta? Cred că da! Mai întâi, ia o șuviță mare de păr și separă-o de restul. Apoi leagă șoseta la mijlocul șuviței alese. Asigură-te că e legată strâns. Apoi înfășoară șuvița în jurul materialului rămas. E ușor, nu-i așa? Când ajungi la final, leagă-le cu un elastic. Odată ce ai prins ambele părți, ai cam terminat! Acum nu trebuie decât să aștepți. Depinde de cât de strânse vrei să ai buclele. Dar dacă stai așa în jur de oră, ar trebui să fie de ajuns. Ok, ia să vedem cum facem magia asta. Mi se pare mie sau buclele astea făcute cu șosetele sunt la fel de fabuloase ca cele făcute cu ondulatorul? Stai calmă, Amy, am adus singător. Oh, se pare că aranjarea părului tocmai a devenit mult mai ușoară, nu-i așa, doamnelor? Of, în sfârșit pot să iau o pauză și să mănânc rapid ceva, mor de foame. Ia să vedem, nu vreau sare sau piper. Sos picant, e fix ce trebuie. În regulă, ia să vedem. Haide, ieși odată. Sigur mai e puțină sticlă, am nevoie doar de câteva picături. Poate pot să fac rost de puțin sos dacă deșrubesc capacul. Nu! Mai era o picătură și a căzut fix pe tricoul meu alb, serios? Camera asta e ocupată? Lana, e urgent! Trebuie să scot pata asta! Poate este cu apă? Of, nu a funcționat! Aoleu! Lana, ce fac? Spumă de ras? Merită încercat, nu? Data viitoare când ți se întâmplă un necaz vestimentar de genul ăsta, încearcă să pui multă spumă de ras peste pată. Asigură-te că acoperi bine totul. După aceea, clătește materialul cu apă de la robinet și elimină excesul de spumă de ras. Freacă bine pata cu degetele după ce ai clătit spumă de ras de pe ea. Wow! Chiar funcționează, vezi? Dacă vrei să se usuce mai rapid, folosește un uscător de păr timp de câteva minute. Wow, Lily! Dacă eliminarea petelor ar fi o super putere, atunci ai fi eroina fiecarei fete! Poftim spuma de ras! Mi-am făcut treaba! Hei, Lana! Lana? Ce păr frumos ai! Rozul e clar culoarea ta! Da, ai un păr demn de o rocăriță! Bravo, Lana! Wow! Oare de ce nu răsc brusc părul ăsta șatej și plictisitor? Câh! Te rezolv eu! Încearcă acest truc extrem de ușor! Dă cu spray colorat de păr peste o perie și BUM! Pregătește-te de o explozie intensă de culoare! Ești gata, Lily? Ia uite-te aici! Wow! Ți se albăstrește părul pe loc! Bun venit în clubul fetelor cu păr fabulos, Lily! Să te machiezi metodic e un ritual foarte liniștitor. Asta până când prietena ta cea mai bună își bagă nasul și vrea să-ți folosească ea oglinda. Serios, Lana? Of! Lily, n-ai auzit niciodată de a împărți ceva frățește? Haideți, fetelor, nu vă certați! Trebuie să putem rezolva asta cumva! Of, prietenele cele mai bune! Nu poți trăi cu ele, dar nu poți trăi nici fără ele! Nu te bosunfla, Lily! Îți poți folosi energia asta pentru a face o farsă! Exact! Situația arată deja mai rost, nu-i așa? Deci Lana vrea cu disperare să se machieze? În regulă, îi dau eu machiaj! Nu ai nevoie decât de una, două picături! Ok, de fapt, 5-6! Lana, ți-am pregătit fondul de ten! Of, iar mi-au apărut coșuri! Ce enervant! Lasă că le acoper cu un strat de fond de ten și gata! Ia stai așa, asta nu e nuanța mea! Lasă-mă să ghicesc, Lily, asta e din vina ta, nu-i așa? Dar poate o pot folosi la altceva! Se pare că cineva are parte de o transformare surpriză! Dacă înmoi ușor o pensulă într-o nuanță mai închisă de fond de ten, îți poți crea pe față pistrui adorabili! Wow, ce frumoși sunt! Știu, sunt strălucitoare, nu-i așa?
se pare că uneori trucurile chiar se transformă în cadouri. Au, cine a lăsat agrafa asta ascuțită așa pe canapea? Of, cred că a durut! Mi-a intrat ceva fix în picior! Te văd, fraiero! Au! Ok, am timp câteva minute să mă pregătesc înainte de ore. Să nu-i de astea! Aș putea să-mi retușez puțin machiajul! Genele mele au nevoie de puțin ajutor! Ia să vedem dacă am rimelul aici! Oare unde e? Aoleu! Iar am fost atacată de o agrafă malefică! Agrafele astea au organizat o conspirație împotriva mea sau ce? Dacă ești fată, sigur înțelegi chinul legat de agrafele de păr rătăcite! Serios, golește orice poșetă sau rucsac și sigur vei găsi o varietate de agrafe de care ai uitat complet! Vezi? Exact ce ziceam! Dacă ar exista un mod de a le ține grupate în loc de a le arunca peste tot... am uitat că am bomboanele tic-tac? Ia stai așa! Cred că am o soluție la problema mea cu agrafele! Înainte de a arunca o cutiuță veche de bomboane mentolate, ca cea din imagine, ai putea să o transformi într-una de agrafe! Pune toate agrafele buclucașe în ea și gata! Dacă tot te-ai apucat de treabă, ce ar fi să o personalizezi? Acum, de fiecare dată când ai nevoie de o agrafă, o găsești aici, nu în talpa piciorului! Wow, Lana, îți stă foarte bine! Ok, acum chiar trebuie să ajung la ore! Dar nu fără cutiuța asta utilă! Ce superbă e, nu-i așa? Wow, Lily, arăți perfect! Dar dacă ți-ai contura puțin fața, ar fi și mai bine! Păcat că pensula asta groasă nu poate trage linii drepte! Da, chestia asta e mult prea pufoasă pentru o conturare bună! Poate pensula mea roz ar fi mai bună? Și asta e prea groasă! Ok, poate asta mai mică e ce trebuie! Of, nici asta nu-i bună! Ce m-am enervat! Nu te panica, Lily! Hai să-ți arăt un truc simplu! Ai cumva la îndemână niște agrafe de păr ca asta? Ia o pensulă mai mare și aplatizează-o cu degetele. Apoi fixează-o așa, ca în imagine, folosind o agrafă. După ce ai fixat una, ia o altă agrafă și prinde-o încrucișat, ca în imagine. Ar trebui să arate cam ca litera X. De ce să-ți cumpere o pensulă specială pentru contouring când poți să-ți faci chiar tu una? Te întreb dacă funcționează cu adevărat? Imaginile vorbesc de la sine, fetelor! Wow! Ce diferență face pensula potrivită, nu-i așa? Când vine vorba despre trucuri ca acesta, nu ai nevoie decât de puțină imaginație și de un strop de flair feminin! Aceste trucuri feminine pot părea ușoare, dar vin la pachet cu câteva eșecuri. Și putem dovedi asta cu fazele amuzante de la filmări. Nu uita să împărtășești acest clip video cu prietenele tale și să te abonezi la pagina de YouTube 123Go pentru și mai multe clipuri video utile. Ne vedem mai târziu!